Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, bună seara și bun găsit la o nouă ediție de Sportsuit Special. Am ajuns la sfârșitul săptămânii, avem campionate care sunt în curs de finalizare. Marea majoritate a întrecerilor sportive din Telorman sunt pe cale să se încheie. Vorbim în această ediție extrem de interesant, avem o adevărată premieră. Vorbim despre fotbalul mic, despre ligile inferioare, Liga a 5-a și a 6-a. Liga a 5-a reprezentată de cele două echipe care se află pe locurile 2, care dacă clasamentul se va situa așa și la finalul campionatului, neapărat la finalul turului, echipele clasate pe locul 2 vor merge la meciul de baraj, se vor înfrunta la meciul de baraj. În această seară avem invitație pe domnul Ion Bratu, delegatul echipei CS Vârtoape, și pe domnul Sandru Cornea, delegatul echipei FC Traiană. Domnilor, bună seara și bun găsit la Sportul Special. Bună seara. Trebuie să mai spunem înainte să facem onorurile, ca să spunem așa, că la pauza dintre cele două părți, dintre primele două părți ale ediției, vom avea o schimbare aici în studio și va veni și domnul Ionel Gârdoc, sponsorul echipei din Vârtoape. Pentru început, haideți să vorbim așa cum facem noi de obicei la Sportul Special despre istoricul echipelor. Sunt două echipe cu tradiție în fotbalul din Telorman, atât CS Vârtoape cât și FC Traian. Au fost de-a lungul timpului acolo sus, ați mai coborât, iar acum aveți din nou aspirații înalte, așa cum am titrat noi pe burtieră. Haideți să începem cum doriți. Okay. Profesor, aveți întâietate. Funcționez la Clubul Sportiv Vârtoape cu titulatura aceasta din 2006, iar înainte Asociația Sportivă Înfrățirea Vârtoape din anii 1970. Întâi ca sportiv, instructor, antrenor, președinte de asociație, având și un rol deosebit în dezvoltarea atletismului atât în comună cât și la nivel județean. Acum îndeplinesc funcția de președinte al Clubului Sportiv Vârtoape și președinte al Asociației Județene de Atletism. Deci pregătesc categoriile de copii, juniori și seniori. Avem o veche tradiție în sport, această tradiție adusă de multe categorii de oameni care le-au plăcut sportul și l-au și tradus în fapte la nivelul comunei Vârtoape. Am avut o legătură foarte bună, ca dovadă că suntem poate unica comună din județul Telorman care avem sală de sport din mediul, prima sală sau singura sală de sport din mediul rural, construită în anii 1983 cu încălzire centrală, cu toate dependințele. Aceasta a fost și dovada bunei pregătiri a copiilor, a atleților, a sportivilor. O mare atenție am dat copiilor din comună, juniorilor în special. Ca dovadă, anul trecut am fost campion județeni la copii, la juniori, în seria a doua la onoare. Da. Iar în anii 1983-84 am fost campion județeni tot la juniori. În rest am obținut foarte bune rezultate. Ne-am menținut la nivel județean, chiar în prima serie, în anii 70, în anii 80. Iar în cadrul Festivalului Sportului Sătesc de Masă, am fost din cele 39 de ediții, la 14 ediții am fost prezent. Am avut o finală în anul 1974, deci a treia ediție. Și mai multe locuri, 3-4, obținute pe la Brânceni, la finalele de la Saiele, la Olteni, la Izvoarele. Acordăm o mare atenție sportului. Avem și mare, mare sprijin din partea Consiliului Local, din partea primarului Ilie Boboc, deși nu este de specialitate, este inginer agronom, nu se bagă peste meseriaș, dar acordă atenția deosebită, în special prin banii acordați pentru arbitraje, pentru taxe, pentru echipament, acordarea sprijinului prin transportul pe care ne l-a pus la dispoziție. Avem ajutorul școlilor care ne pun la dispoziție,
al profesorului de sport din localitate Minculescu Alexandru și nu în ultimul rând al unuia dintre oamenii de sport, Gârdot Ionel, care este președintele secției de fotbal, care împreună cu el și cu domnul Baias Mihai ducem această muncă în echipă. Bun, deci aveți o adevărată istorie de 40 de ani în fotbalul, în fotbal și în sportul în special de aici din, din Telorman. O întrebare, ce înseamnă aceste festivaluri, ce au însemnat și ce înseamnă când ele vin în fiecare an pentru dumneavoastră? Ce simți atunci când vă duceți copiii și participați și ei câștigă, bineînțeles, medalii, locuri onorifice? Faptul că noi am acordat o mare atenție copiilor ne-au și mărit sprijinul acordat de către Consiliul Județean Telorman. Ca dovadă, Consiliul Județean finanțează 4 mari competiții la nivelul comunei noastre, care sunt de nivel județean. Crosul Mărțișorului, care în afară de cros se dispută și fotbal, ziua de 1 iunie, ziua copilului, sau cupa de ciocolată, ziua recoltei, pe care noi o păstrăm, tradusă în sport rural, organizată de Direcția Județeană de Sport împreună cu Consiliul Județean Telorman, și crosul anului nou, în ultimile zile ale fiecărui an, cu această ocazie, toți atleții care participă la pregătire participă în corpore la un cros și sunt absolut toți participanții premiați. Ținem să mulțumim Consiliul Județean Telorman, care ne sponsorizează. Deci fiecare participant, și nu sunt mai puțin de 150 la competiții pe care le-am declarat, primesc dulciuri și sucuri, plus premiile foarte consistente. Putem să remarcăm sprijinul lui domnul Petru Săvușcă din cadrul Consiliului Județean, care a căpătat o mare încredere în noi, ne acordă aceste organizări, unde participă toată zona nordică a județului, Olteni, Trivale, Moșteni, Ciolănești, Necșeni, Sfințești, cu cei mai buni sportivi ai lor, deci în care crosul, atletismul și fotbalul, dar și celelalte sporturi de masă acum iarna, își iau locurile lor acolo. De asemenea, domnul Constantin Berechet, împreună cu echipa, cu domnul Pene și cu doamna Mitran Mariana, sunt oamenii care ne-au acordat sprijinul, Direcția Județeană de Sport, acordând totdeauna premii, acordând și bani pentru deplasările sportivilor de performanță. Să nu uităm că cel mai bun fotbalist al ultimilor ani, Ailor Ulmento, Alexandria Ion Cojocaru, este produsul fotbalului din Vârtoape. Și ca el, foarte, foarte mulți fotbaliști au plecat la Rovaroșel, la Ulmento, la Dinamo Alexandria. Deci, dând o atenție deosebită formării sportivilor, dar și incorporării lor în echipele de performanță. Nu i-am ținut pe loc, îi dăm la cluburile mari care poate să-i întrețină și poate să-i ducă mai departe. Ion Cojocaru, antrenor de la Unirea Țigănești. Da, Ion Cojocaru este antrenor la Țigănești. Da. El a fost unul dintre cei mai dotați sportivi ai lui Vârtoape, a făcut atletism pentru început. În 1984 a fost campion național la cross, la Sibiu a ieșit. Apoi l-am crescut ca o bijuterie. Îi acordam atenție deosebită, l-am băgat de la 13-14 ani în focul bătăliei. Toți seniorii îl respectau. La 16 ani a debutat la Roșiori, la Rova. Și apoi l-a luat rulamentul Alexandria, care l-au păstrat cam 10 ani de zile. Numai faptul că el nu a fost bine îndrumat, dar a ajuns în divizia unde l-a curtat Rapidu, Astra, Ploiești și alte echipe. Avea calitățile necesare pentru a merge acolo. Și este un domn de toată stima și tu respectul. Bună, domnul Sandu Cornea. Asta de când sunteți în acest fenomen sportiv din Telorman? Fenomen sunt și eu de vreo 25 de ani. Toate că nu sunt chiar așa în vârstă. Sunt de 25 de ani, joc și eu fotbal la vârsta de 15 ani.
Am început în Comuna Traian, după care am avansat Chimia, Turnu Măgurele, în 86-87 sunt ani mulți. Am cochetat cu divizia C, am jucat un an, am promovat iarăși cu o echipă din Turnu, când fotbalul din Turnu Măgurele nu era, nu stătea pe roze așa, am promovat, dacă vă aduceți aminte, cu Electroturis, am jucat cu Grivița București, la Giurgiu, a fost ultima promovare, de fapt, după o perioadă lungă de 7-8 ani, în Turnu Măgurele nu s-a mai jucat fotbal la divizia C, pe care, mă rog, a venit perioada retragerii și am putut să stau acasă, m-am ocupat de echipa asta de Unirea Traian, jucând acolo și fiind și eu din comună. Traian, oricum, are și ea tradiție, bine, nu ca dânsul, ca Vârtoapele, care am înțeles că chiar e o mare performanță la dumneavoastră și pe alte sporturi, nu numai pe fotbal. Traianul s-a rezumat doar la fotbal, dar are și ei o tradiție destul de mare, așa. În anii 80 erau în prima ligă a județului, a mai căzut, mă rog, știți cum, urcușuri, coborâșuri. Acum am fost ultim, din 2000 încoace suntem la Liga 5-a, cum se numea atunci, era onoare, mă rog, după aia... S-a schimbat chiar sezonul acesta de numire. Da. Am căzut, ultimii 3 ani, ne chinuim să promovăm, am format o echipă și noi, anul trecut am fost iarăși pe locul 2, până în ultimile etape am pierdut la Mustață, potriva cursului totului, așa la campionat ar fi trebuit să promovăm, dar mă rog, s-a dus Viteneștiul pe locul 2, speram să promoveze, n-au promovat, mi-a părut rău că n-au promovat, da, pentru că știam că vine anul următor și vreau să scap de ei, efectiv. Da, și speram să nu cadă nici Nanov, că eu mai mă luptasem cu Nanov și aria de selecție aici e mult mai mare față de noi, de la Turnu se găsesc copii, sunt mai multe școli sportive, se găsesc fotbaliști, la noi e mai greu cu selecția, e greu să faci o echipă, în Turnu nu mai e divizia C să joacă la București, vin doar că știți foarte bine, nu mai sunt, efectiv e greu să poți să faci o echipă competitivă chiar și la Liga 5, pentru că așa ca să stai, mă rog, alte echipe. Și am încercat să promovăm, acum vedem, să vedem. Nanovu, cred că anul ăsta, fără niciun fel de, eu știu, ei se vor duce, pentru că au și echipă. Da, și mai rămâne de și mai rămâne, cred că bătaia, lupta va fi pentru locul 2. Noi, Traianul, Vitănești și cred că și Vișoara, dar au cam pierdut, ei și exprimaseră dorința că trag și ei de locul 1, Vișoara, Suhaia. La noi seria e foarte... Noi, eu știu, cred că și cu puțin noroc, ne-am cam detașat așa, noi și cu Nanov. Da, dar vreau să vă întreb înainte să comentăm pe graficele pe care le vom avea, pe clasamente și pe ultimele rezultate. Da. Cum vi s-a părut sezonul acesta, să zic așa, în comparație cu sezonul precedent? Sezonul acesta, calitativ... Da. E un pic mai ridicat, ce iese în evidență violența asta pe teren. Anul ăsta, anul trecut chiar nu a fost așa, anul ăsta se pare că din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Și totuși să da, nu... Valoric, campionatul cred că e mai tare anul ăsta decât anul trecut. Vorbind despre violență, nu pot să mă abțin să nu vă întreb, ce părere aveți, nu neapărat ce părere, ci care sunt cauzele, eu știu, factorii? De ce atât de mult? Pentru că au fost atât de multe cazuri încât nu ne mai ajung degetele de la o mână să le numărăm. Au fost foarte, foarte multe. Nu le mai numărăm, oricum o să... Totul pleacă, părerea mea, deci nu trebuie să fie... Da, categoric, pleacă și de la conducerea AJF-ului, trebuie să fie puțin mai... Eu știu, mai drastici, dar și comisiile de disciplină în special, chiar cu excluderea, în momentul când ai lovit un arbitru, nu mai, am evoluat și noi, totuși nu mai suntem la nivelul anilor 80, când să punea mâna pe furci, topoare, vorba vine, da, impropriu spus, dar de multe ori s-a întâmplat și lucrul ăsta, vă spun, eu joc, la nivelul ăsta am jucat și s-a pus mâna și pe, mă rog, nu s-a întâmplat nicio nenorocire, dar aș... Da.
Și ar trebui să fim mult mai educați și mult mai, nu mai, trebuie să ne exprimăm pe teren și nu neputința noastră, mă rog, greșeli de arbitraj, că totul pleacă numai și numai de la arbitraj. De arbitraj și de la suspiciunea de aranjament. Asta da, sunt, aranjamentele. Păi, nu aș de ce să nu? Vorbesc, că pentru că chiar am fost implicat anul trecut într-un fel genul ăsta și nu vreau să-mi aduc aminte, dar totul pleacă de la arbitraj. Neputința noastră în teren și ei greșesc, într-adevăr, și arbitrajul, cred că e puțin cam slab, nu știu, vin copii din urmă, încă sunt nepregătiți, efectivul... Da, da, așa, prin experiență, peste câțiva ani, poate o să fie... Păi da, dar noi, tocmai asta e... Da, nu vreți peste câțiva ani, vreți în momentul actual. Și noi nu avem răbdare, noi nu putem, nu numai, nu eu, noi vorbesc la modul general. Așa este, toată lumea. Echipele de fotbal n-au răbdare, nu le convin orice decizie și la noi știți cum e, chiar și ca echipă gazdă, mi se pare, am pretenții să fiu puțin avantajat. Acel 5% măcar. Acel 5% care se vorbește, dar nu se mai dă, răspund sincer. Deci nici n-ar trebui, asta e o lege nescrisă care, mă rog. Nu se mai dă și sunt și oameni needucați, asta e păcat că... Ce părere aveți despre această decizie de a aduce brigăzi din afara județului Telorman la meciuri de Liga 4? Au fost 5 din 8 meciuri arbitrate de arbitrii. Da, am văzut. Da, și o știre. Rămâne de văzut, nu știu, dacă cei din Volt sau din Arge sunt, eu știu, mai buni decât arbitrii noștri, dar rămâne de văzut, să vedem, chiar o să vedem ce se va întâmpla. Cel puțin la derbiuri ar trebui, la, eu știu, poziții de-astea, la retrogradare, la promovare, da, poate ar fi o, măcar nu mai sunt suspiciuni, de genul a luat banii, exact, mă rog, de care vorbim și cu banii, vă spun, la ora actuală e greu și cu banii. Echipele deci de înțeles dacă se pretează un arbitru la... Nu, dar echipele se chinuie să supraviețuiască și bani negri, cum se vorbesc, să dai bani, e mai greu. Nu mai sunt bani să dai tot timpul. Nu sunt. Se arbitrează, cred eu, pe baremul pe care îl obțin. Nu știu, poate sunt și echipe care au și dau, eu nu știu. Eu personal, la Traianu, chiar îmi joc numai, că se văd rezultatele, să bagi numai cu 10, 7, la mine, dacă vă uitați pe rezultate, sunt ultimele 7 etape, inclusiv la Izvoarele, Prosca, mai vorbeam și înainte, că sunt, mă rog, nu, s-au schimbat și ei, chiar s-au schimbat în momentul în care o echipă joacă fotbal, n-are ce să mai lovesc ei un pic mai dur, dar până la urmă... Până la urmă își dau seama că n-au ce face, câștigă echipa oaspete și se termină. Deci tot, violențele de aici pleacă. Și ar trebui totuși AJF-ul să taie în carne vie ce să nu se mai facă. Domnule Bratu, dumneavoastră, mă rog, ați asistat de-a lungul lungii noastre cariere la episoade de genul acesta, nu neapărat, dar gen violență așa prin, pe la meciuri, prin sport. Da, am avut parte și eu am avut conflicte cu arbitrii. E inevitabil, nu? Da. Inevitabil, dar discutând cu conducerea, faptic, conducerea Asociației Județene, i-am dus față în față, ne-am pus la punct, chiar în anul acesta, la Cupa Telormanu. Da, da. La Cupa Telormanu eu am știut că pierd meciul cu Uda Clococeu, cu Uda, cum îi zice? Udinese. Udinese. Uda Clococeu, da. Deci, înainte cu o etapă, la o întâlnire acolo, după meciul care l-am avut, a venit arbitrul oficial de la Roșior, care a zis, tu vei pierde meciul cu ăla, poți să stai și în fund și în cap. Am făcut și pariu, nu mi-a venit să cred, așa s-a întâmplat. Cu cât ați pierdut atunci? Că nu cu, simt. La 11 metri. Așa a vrut arbitrul Crețu. Parcă a fost în sferturile finale, nu? Da, arbitrul Crețu de la Alexandria așa a vrut, așa a făcut. De cine a fost împins, de cine, eu nu pot să poate a auzit o vorbă și i-a dat cursă, nu știu. Domnul Rusu de la Roșiori a zis, ăsta este. Acolo, oamenii de sport, de la Alexandria, Florea Voicină, Nicu Mârzan, chiar Florin Dumitru de la Ziar au văzut faza în care l-a implicat pe acest individ, ne-a stricat rostul, n-am avut ce să zicem, nu am reacționat, nu am înjurat. Am primit bine, așa, am luat-o de la capăt. Poate și în favoarea noastră cândva au greșit, dar nu avem, nu acuzăm absolut pe nimeni. Legea aceea că știm ce înseamnă. Nu vreau să mă văd ca domnul de la Craiova.
Nu, nu, bine, domnul. Nu ajungem până acolo. Bine, domnul. Important este... Noi vrem să toate conflictele le discutăm la nivel de conducere a Asociației Județene, inclusiv conflictele mai mici. I-am pus pe masă lui domnul Chiriță, care a înțeles, lui domnul Prodan, i-am spus, nu suntem mulțumiți de aceste fapte, nu lăsăm, nu iertăm nimic. Totul îi aducem la cunoștință, oamenii iau măsurile care să... Vă spun sincer, noi suntem foarte bine organizați la nivel de comună. Nu poate la mine, la baza sportivă, să facă cineva un pas fără acordul nostru. Să intre cineva pe stadion. Nu există. Nu contează foarte mult organizarea. Am oameni de ordine, am totul pus la punct. Nu există la vârtoape fără acordul nostru. Și oamenii din jurul echipii, dacă sunt... Avem echipă, fiecare cu sarcinile lui. Unul aduce jucătorii, altul face toate treburile, altul întreține. Sunt uimit. Deci am echipă. Nu, sunt uimit, dacă se întâmplă chiar așa cum spune, sunt uimit. Domnul Gârdoc e repartizat cu toți jucătorii și își face, deci am echipă de promovat, avem toate sarcinile. S-ar putea să ne la baraj. Pe cap de om. Nu, ne ducem noi înainte fără baraj. M-aș bucura. Ducem înainte fără baraj pentru că am bătut cu 5-0 pe principala candidată care a câștigat. Da, trecută, nu? Da, care a câștigat moșteni? Atâtea meciuri pe moșteni. Da, da, da. Au câștigat atâtea meciuri cu jucători pe fals. Păi să ducem cu jucători de la... Nu știm asta. Vom dovedi dacă e următoarele etape. Dacă vi se cere, nu trebuie să vorbim, nu trebuie. Nu, dar dacă știm, vi se cere, când ați făcut o afirmație, trebuie să și promovați. Eu am promovat 5 juniori din echipa câștigătoare, dar am trecut, merg numai pe mână. Deci mi s-a impus de la nivelul comune să merg cu jucători localnici. Am avut jucătorii de la Troianu, trei jucători pe care îi folosesc de fiecare dată în Cupa Telormanu, pe care îi vom legitima de la 1 ianuarie din nou pentru ediția de viitoare și pentru promovare. Noi vom merge la câștig acum, pentru că suntem organizat. Eu întâlnesc pentru prima oară, întâlnesc toate condițiile de a intra acolo. Știu cât de greu este. Noi avem foarte buni prieteni oltenii, foarte buni prieteni primarul de la Frăsinet, pe care îi facem și ca dovadă i-am dat juniorii noștri cei mai buni, joacă la ei. Ronaldo Pescaru e la Frăsinet, Giurică e la Olteni. Am făcut niște schimburi, îi dau copiii, îi dau să călească în joc. Și se vede. Dar că îi am până la data de 1 iunie 2012, când îmi voi strânge echipa să jucăm acolo unde credem că ne e locul. Da. Adică Consiliul Local, Primăria Comunei Vârtoape ne acordă tot sprijinul pentru promovare. Înainte de a lua momentul de publicitate, când vom face și schimbul aici în studio, vreau să mă întreb, ediția trecută, de fapt acum două ediții, în 2010, la Cupa Telormanu am jucat finala cu Olteni, a fost așa în familie, dacă se poate spune. Ați pierdut 5-3, cum v-ați simțit atunci și în general edițiile finale ale Cupei Telormanu? Mergeți acolo cu copii la atletism, la acele jocuri, la ce a fost odată Cupa Telormanu? Vorbeam și cu domnul Florin Dumitru, spunea că atunci se organizau multe, multe alte sporturi, gen turul ciclist al Telormanului. Eu am rămas uimit, nu venea să cred, și faptul că, mă rog, s-a axat foarte mult pe fotbal, s-a particularizat, dar tot și bine că tradiția nu moare. Vă voi răspunde la întrebare, am fost mulțumit de rezultat locul 2. Foarte mulțumit. Da. O echipă din Liga nu știu care, te bați cu Oltenii, campioana. Da, da. Foarte mulțumit. Faptul că echipa a pierdut pe mâna ei, eu nu pot să-mi explic cum la pauză s-a întâmplat acel fenomen de s-au dus. Poate jucătorul cel mai bun de la ei, Neață Virgil, este jucătorul meu format la Vârtoape. Da. El ne-a bătut. Da. El ne-a bătut. Faptul că nu i-am egalat și deși puteam să conducem, nu știu, nu s-a umblat la nimic. Mulți m-au acolo, nu s-a întâmplat absolut nimic. Aia a fost valoarea, aia au câștigat-o, dar ne-am revanșat, am câștigat la atletism, am câștigat acolo și unde... Și la Săile în 2009. La Frânghie, acolo le-am dat niște lecții. Deci sunt unul din participanții
A zis de turul ciclist, de ceva de biciclete. Da. Mergeam la Saela, de exemplu, la una din ediții, că s-a organizat foarte mult, cu Bimbașa era unul din inițiatorii dinainte de 80. Frații Enache la Frăsinet, Bimbașa la, la Saele, Bratul la Vârtoape, care eram printre principalii colaboratori ai fotbalului din Telorman. Mergeam cu mașinile de la CAP-ul, cu câte 20 obligatoriu, 20-30 de biciclete, care făceau o propagandă bună ciclismului. Eu am încercat anul acesta și am făcut o cursă de biciclete, am atras foarte, foarte mulți copii. Consiliul Județean și Direcția Județeană de Sport au dat premii și sper că la următoarea ediție să aduc peste 50, 60, 70 de... Și să faceți totul sau... Adică... Cu ajutorul poliției locale, un echipaj în față, unul în spate și am dus-o pe 4 km a fost. O buclă care am întors în comună undeva și copiii foarte entuziasmați. Trebuie din nou să îi apropiem să facă mișcare în afară de faptul că trebuie să alerge, trebuie să facă cu bicicleta. Ce ar trebui acum prezent ca să fie la fel ca în trecut acel tur ciclist al Telorman, să plece din Alexandria, să treacă prin Zimnicea, Turnu, Videle, în afară de bani? Foarte simplu, a spus colegul de la Traianu că taxele și că toate sunt mari. Noi aveam fotbal amator. Acum cu taxele acestea ne duc pe noi, parcă copiii aceștia sportivi ar fi angajați, ar fi cu banii extraordinar de mulți. Eu, unul, dacă aș avea sprijinul unui for județean, aș face imediat categorie de amatori. La fiecare. Eu cunosc echipe de tradiție care... s-au desfințat. Tot fotbalul e amator. Ne solicită foarte mulți bani. Deci până în Liga 4 e clar. Eu v-aș demonstra că dacă la Roșior de vede cum sunt, de exemplu, Comuna Stejaru are 2-3 echipe înscrise. Comuna Scrioaștea e cu Brebina, cu nu știu care. Și plătesc atâția bani din buzunare. Dacă eu la Roșior, la nivelul fostului raion, aș strânge 10 echipe care să fie arbitrajul mic, cu singur arbitru, sau localnici, fiecare comună și organizeze întâlnirile astea, imediat aș băga 10 echipe de amatori. Da, da. 10 echipe de amatori. Faceți competiție paralelă cu... Nu merge. De ce nu merge? Păi nu cred că s-ar putea. Nu trebuie să cuprinzi întregul. Ăla e sport de masă, ceea ce facem noi. Nu e sport de performanță. Nu folosește absolut nimeni nimic. Nu poți să-i atragi. Eu aș face un campionat poate în care se cuprindă și 2-3 juniori și 2-3 veterani tot, și s-ar mai mult tot la bani ajungeți, că și acolo vă trebuie bani, tot așa trebuie să depasă tot cu bani. Eu la nivelul comunii aveam 3 echipe și de la Gărăgău și Vârtoape de Sus și Vârtoape de... dar și cu bani puțin. Nici acum sunt mulți, că tot am puțin folosit și acum. Arbitraj, adică bugetul e restrâns. Bugetul e restrâns, că dai 6-7 milioane la arbitraj. Și vin, ia uitați-vă că avem harta în față, dacă vine de la Turnu Măgurele și arbitrează la Videle, cheltuieli de transport și la el, arbitru nu-i rămân bani mulți. Sunt mari cheltuieli, nu mai ai bani să bagi în întreținerea juniorilor. Și până la urmă, exact asta ar trebui să fie pilonul de bază și pilonul, ceea ce ar trebui să fie dezvoltarea sportului de masă, cuprinderea unei arii mai mari. Eu vă spun că sunt jucători care nu sunt descoperiți, sunt copii extraordinari de mulți care joacă pe Maidan. Nu le plac. Eu la competițiile pe care le organizez. Și ar trebui totuși educați în spiritul sportiv, pentru că se diferențiază sportul, mă rog, efectuat sau practicat într-un mediu organizat și cel de Maidan, așa cum a spus, adică non-profesionist amator. Eu totuși trebuie investit aici, mai ales în centrele de copii și juniori. Dacă se ia o măsură și Direcția Județeană de Sport dorește și domnul Berechet, e om de sport și echipa dânsului, putem să descoperim, putem să aducem pe platourile la echipele mari, putem să aducem foarte, foarte mulți copii care să facă sport de performanță. Bun, o ultimă întrebare înainte să luăm scurtul moment de publicitate. Sunteți președintele Asociației Județene de Atletism. Ce talente ați mai descoperit în ultimul timp? Și așa, ce vă spune inima când urmează să descoperiți un copil? Care este procedeul? În primul rând,
am descoperit pe tatăl lui Andreea Lucian, da, care va fi viitorul președinte al Asociației Județene de Atletism. Este un tânăr dotat, un tânăr care are legătură cu Federația Română de Atletism, lucrează ca antrenor și la Turnul Măgurele și la Alexandria. Avem numai antrenori tineri. Am obținut 5-6 titluri de campion național la copii. Deci avem o bază mare de selecție, avem bani ne trebuie. Ce mai faceți, cum vă simțiți în fruntea echipei? Vă mișcați bine și sunteți foarte organizați. Deocamdată ne simțim bine acolo unde suntem și tragem speranțe de mai bine. Nu vreți să ajungeți totuși pe primul loc, să scăpați de emoții? S-ar putea până la sfârșitul campionatului să trecem și pe locul 1. Bun, cum a fost campionatul acesta față de precedentul, așa cum l-am întrebat și pe domnul Sandu Cornea? În precedenta campanie a fost ceva mai ușor față de campionatele trecute. Nu știu, s-ar putea să fie o serie puțin mai slabă. Și din cauza asta să ajungem acolo unde am ajuns. Și referitor la ultimele rezultate, ce impresie v-au făcut? Ultimele rezultate referitor la echipa din Vârtoapele. Da. Copiii se mișcă foarte bine. Fapt și etapa trecută care ne-a demonstrat că au o valoare față de... Vreau să vă întreb despre treburile pe care le faceți. Mai exact, cu ce vă ocupați acolo la echipă? Care este sarcina noastră? Pentru că domnul Bratu ne-a spus... Sarcina mea este să caut talente. Deci un fel de scouter în cadrul lui. Da. Alerg la Olteni, la Trivale Moșteni, chiar și la Troianu. Am avut jucători de la Troianu care au jucat și copiii n-au cu ce să vină. Dacă nu te duci să iei, să-i duci... Ați avut și de la Troianu. Da, deci chiar și de la Troianu am avut. Și în ultima perioadă ați descoperit așa ceva jucători? Păi în ultima perioadă avem doi juniori exportați la Viața Nouă Olteni și la Frăsinet. Portarul de la Frăsinet, tot de la noi, de la Vârtoape, se trage. Deci, produceți în continuu. Da. Bun, domnul Sandu Cornea, ultimele rezultate, așa cum spuneați, câștigați serios la multe, multe goluri diferență. Practic, ultima etapă a fost un 10-2 cu Voința Salcea. Cum a fost jocul, ținând cont de scorul registrat? Jucăm doar pe teren, nu avem prietenii, unii mai ziceau, nu ne da și nouă multe, nu pot să le spun la copii să nu joace, intră în teren, își fac datoria, joacă fotbal și dăm atâtea goluri câte putem. E un galop de sănătate pentru noi, a fost ultimile 7-8 etape, ne-am strâns cam greu, îmi pare rău pentru că vreau să-i prind pe Nanov, fiind și prima etapă, nu ne-am organizat cum trebuia, ne-au plecat și o parte din jucătorii, noi am început mai greu, se vorbea despre noi că ne desfințăm, multă lume aștepta să ne desfințăm, noi am reușit să strângem rândurile, am strâns rândurile, am făcut un schimb de jucători cu UDA, am luat 3 jucători de la ei, unul de la Saele, le-am dat 3 jucători la UDA. Și în sfârșit am făcut o echipă competitivă. Pot să spun că rezultatele ne dau dreptate. Chiar la Izvoarele, v-am spus, la Plosca, unde sunt puține echipe care consideră că pot să câștige detașat, cum am câștigat noi. Cu felicitări, chiar ne-au felicitat băieții și au spus, domnule, asta aici. Ați început mai greu campionatul și l-ați terminat. Foarte greu am început, da. Așa ca Italia la campionatele mondiale. Primele 3-4 etape, da, băi, nu aveam, efectiv, nu știam cum să fac un prim 11. Și după aia, ușor, ușor, am mai găsit niște băieți. S-au integrat perfect în lotul pe care oricum îl aveam destul de bun. Că și anul trecut noi am terminat campionatul bine. Mă rog, n-am ajuns la baraj. Anul ăsta vreau neapărat să ajung la baraj, să vedem. Dar mai trebuie să mai și câștigați dacă ajungeți. De obicei, echipele care... Sper ca Vârtoapele să promoveze direct, dacă ei spun că sunt... O să încerc să merg să văd câteva meciuri și de la ei, că și anul trecut am făcut... Și eram aproape sigur de victorie anul trecut în ceea ce privește echipa din Poieni și cealaltă echipă din Frăsinet. Eram sigur că dacă ajung la baraj și promovez. Vitănești s-au încurcat, m-au promovat, mi-a părut rău, am spus. Da. Anul ăsta o să-i urmăresc mai îndeaproape pe Vârtoape. Eu oricum
După cum arată clasamentul, am văzut că și ei stau destul de bine și da, joacă. Da, nu? Și vreau să vă întreb, ați bătut 5-0 liderul seriei? Da. Unde i-ați bătut? Acasă? La Vârtoapele, da. La acasă. Da, 5-0 e un scor e un care scor, spune da, multe. Da, da, și, da, da. Jocul și eu am luat bătaie cu 3-0 la Nanou și ei acum le-i teamă de noi, mai ales după ultimii rezultate, dar v-am spus, depinde păi de joc. Păi le-i teamă de forma pe care ați prins-o în ultimele etape, timp. Nu de meciul acela, pentru că de atunci situația s-a schimbat, dar se schimbă multe pe parcursul campionat. Ei sunt bucuroși faptul că ne prind iarăși la anul, în 2012, ne prind prima etapă. Eu da, raport, jucați acasă și jucăm acasă, ei vin pregătiți, pentru că v-am spus, area de selecție aici e mare, sunt mulți copii, ei o să facă pregătire toată iarna, noi nu o să putem face pentru că sunt foarte mulți angajați. Am tată fiu în echipă, unul are 41, unul are 15 ani, titulare amândoi. Cred că e un fapt mai rar întâlnit în... Și cum se înțelegă? La un moment dat nu strigă tată, că poate nu, strigă Vasile la el pe nume. Strigă, da, strigă pe nume în teren. Da, da, da. E un caz, chiar și domnul Florin Dumitru de la ziarul local de sport, da, spunea că o să vină să facă un reportaj despre ei, pentru că nu știu dacă, în județ eu cel puțin de când joc și n-am întâlnit și nu joacă, eu știu, de conjunctură, că nu sunt, da, amândoi au valoare, da, amândoi, da, el a început la, chiar pe fiul său, deja avem un acord verbal cu Palmii Mai, cu Videle, să-l ia din iarnă, foarte bun copilul, doi pe la turii, să vedem. Nu o, să, o să-i doar acord verbal, poate chiar și scris, dar să ia din vară, după ce poate reușește să promovezi, că dacă altfel sunt cei mai buni, de cei mai buni copii sub 21 ori actuală din județ. Deci Saiele, vin după ei, Uda, Videle, deci am avut la Olten, da, am avut la Olten doi dați, nu au vrut să stea până la urmă, au plecat. Mi-a venit în minte un caz asemănător cu tată și fiul în echipă, dar la nivel mult mai înalt, în echipa Islandei, Idur Gudjonsson a jucat cu tatăl său, celebrul Gudjonsson care mult a fost. Eu nu m-am gândit până acolo, mă gândeam doar la nivel județean. Da, la nivel județean nu prea am așa cunoștință de cazuri, dar acest caz asemănător mi-a venit în minte de câțiva ani. Joacă amândoi, foarte bine joacă. Domnule Ionel Gârdoc, sunteți pe locul 2 și ați bătut liderul. Cum a fost așa jocul pentru că ați învins, așa cum spuneam mai devreme? Jocul a fost foarte limpede, am fost peste ei la toate capitolele. Băieții s-au devotat jocului și probabil că și din cauza asta scorul arată. Ambiție, da, fiind, jucând cu ei. Da. Da, și având o diferență de acumulat, probabil s-au mobilizat. Da, am simțit toți băieții au mers bine. Da. Aceasta a fost etapa 11, ceea care s-a disputat weekendul trecut și urmează acum duminică, weekendul acesta, pentru că duminică este ziua de desfășurare a partidelor din Liga 5-a și a 6-a, etapa a 12-a. Traianul joacă cu Vitănești. Vitănești, derby. Aveți derby. Derby pentru locul, pentru locul 2. Da, da, da. Avem o brigadă foarte bună, chiar țin să le mulțumesc conducerea JF-ului, s-au gândit că e un meci cheie, o brigadă, un divizionar din lotul B, doi tușieri care sunt în lotul C, chiar și observatorul e om integru și Vitănești oricum nu făceam probleme pentru că îi cunosc și pe cei de acolo și Brian care se ocupă de ei, ne cunoaștem de foarte mult timp și joacă fair play, chiar și a fost așa o înțelegere tacit între noi și respect între noi, nu ne-am carutat, au venit la noi, am jucat fotbal anul trecut, anul ăsta v-am spus, speram să duce să scap de ei. Dar tot de ei dați. Tot de ei dau. Și e un meci hotărător pentru ei, noi suntem la 5 puncte de ei, dacă îi batem, deja ducem la 8 puncte mai greu. Da. Chiar și egalul pentru noi, e un meci de văzut. Poate veni să-l filmați. Da, veni să luăm câteva cadre, cum să nu. Câteva cadre. Da. Iar apoi jucați cu Suhaia tot acasă. Da, acasă e greu să pierd. Dar tinerii Suhaia vine cu ambiție, să știți, pentru că și s-a vorbit frumos de Liga 6 au promovat așa tare. Adică a fost cea mai clară promovare dintre toate. S-a vorbit frumos de ei. Da. Foarte frumos a vorbit. Chiar erau candidate la promovare. La început, două, trei etape, mergeau și ei foarte bine. Era cap la cap cu Nanov. După care nu știu ce s-a întâmplat cu ei sau... Mă rog, și scandalul ăla cu
primarul, la ei nu mai știu, a fost un scandal la un meci. Iarăși violența și facem ce facem tot aici, ajungem din păcate. E grav, e grav. Au fost multe cazuri și indiferent de ce vorbim, parcă ne lovim tot. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la Roșiori, la meciul. E ceva incredibil, deci nu se mai poate... Nu poți să ajungi până acolo să mutilezi un om, să-l bagi în spital. Bine că poate să continue arbitrajul, deci, sau să poate să continue viața de zi cu zi până la urmă și eu, să aleagă să... Eu, acea echipă, aș... Bine, n-ar trebui, nu sunt eu măsură să vorbesc. E opinie personală asta. Da, probabil oamenii de acolo, că nu știu, comuna respectivă sau nu toți oamenii sunt... Nu se poate întâmpla chiar așa să mutilezi un om, să intri peste el. Nu, s-a ajuns prea departe, nu se mai poate. N-a fost o bună organizare. Da, se poate spune că au fost mulți și fanii parcă instigă la violență de multe ori, adică foarte mulți conducători, vă spun, conducătorii echipelor. Da, conducătorii de aici pleacă. Conducătorii echipelor sunt, țin oamenii în mână, cel puțin pe aia care îi conduci, că nu poți să ții o comună întreagă. Da, dar oricum, nu vine toată comuna la meci. Nu, vine la pâlcul ăla de oameni sau, mă rog, la mâna aia de oameni, poate să spune gata, să-i calmeze într-un fel. Da, să-i calmeze și să nu instige în primul rând, pentru că, în general, dacă ei sunt calmi și nu instigă... Și spectatorul când vede delegatul sau, mă rog, oamenii de pe margine, că protestează și așa violenți verbal în primul rând și apoi fizic, Doamne ferește, să se ajungă la așa ceva, s-a ajuns, apoi parcă și cât face să sară în gară, nu mai e nici așa securitate. Nu știu, eu vă spun, la trei nu s-a întâmplat niciodată, sper să nu se întâmple. Și nici la Burtoapele nu am avut. Ei să cunoaște și lipsa poliției. Să cunoaște lipsa poliției. O să vorbim despre aceste subiecte într-o ediție cu adevărat specială, cu pregătim încă. Vom avea o mică surpriză. Da, pe tema asta e bună. Și vom face ceva foarte interesant să punem stop la astfel de evenimente. Noi pe tema asta am avut norocul că s-a înființat centrul de poliție la Burtoapele. Și acolo sunt chiar în centru, și tot timpul vin și ne sprijin. Bun, Vârtoape mai joacă tot două meciuri, în deplasare cu Călinești și acasă cu Băbăiță. Meciuri așa accesibile. Acasă, da? Cu Călinești și în deplasare, aveți două la Băbăiță. Da. Sperăm să le câștigăm pe amândouă. Da. Și sperăm să câștige și Beuca la Moșteni. Care e o echipă... Beuca la Moșteni? Da. Care e o echipă foarte bună, Beuca. Nu știu, nu cunosc seria prea bine. Noi așa sperăm ca duminica viitoare să schimbăm liderul. Bun, să vorbim puțin despre echipele de juniori, pentru că aveți și echipe de juniori, regulamentul obligă. Am văzut, Vârtoapea a câștigat cu 10-0 ultimul joc cu Iorom Moșteni și sunteți pe locul 3 și am remarcat aici 76 de goluri date, cel mai bun atac care vine de pe locul 3. Anul trecut am fost campioni la juniori. Da. Anul ăsta am mers mai slab puțin, dar mai până la sfârșitul campionatului. Echipa noastră, despre penultimul loc, nu, ați pierdut cu 3-1. Ce se întâmplă? Sunt numai copii de 15-16 ani luați acum. Încercăm să jucăm regulamentar, deci fără, eu știu, oameni de 20 de ani, cum mai fac unii de 20 de ani, prin teren, sunt numai copii, încă sunt în formare, sunt mici și încercăm, anul ăsta facem ce putem, dar or să crească, altfel nu se poate, că nu poți să joci cu 19-20 de ani, 15-16, da, și de 14 ani și sunt mici. Cam în cât timp spera să facă așa, să facă rezultate bune? Cel mult, anul viitor deja... Să se cunoască rezultatele muncii și de acolo. Nu mă ocup eu de juniori, mai e cineva care se ocupă și de juniori. E un băiat care a jucat fotbal, îi place. Să vedem. Sfatul meu a fost să aducă copiii care le place fotbalul și copii, din baruri, nu din cărcium. Nu, care să poată și duce un meci întreg la campionat. Da. Nu să simtă nevoia că la poate să mai treacă. Sunt multe cazuri care... Așa este, vedem și la meciul de senior. Să vorbim acum despre clasamente, să le luăm așa pe rând, să nu ne mai încurcăm. Am avut meciuri de Liga 3 în această după amiază, să pregătim graficul 1, primul din această seară. Am avut doar un singur meci la turnul Mogurele, Dunărea Turi s-a încheiat anul 2011. Turul competițional a fost un meci cu Inter Clinceni pe care băieții lui Cornelica l-au pierdut cu 1-0. Din nou, chiar vorbeam și cu un prieten din Prahova, îi spuneam
că ultimele trei meciuri de acasă ale turistului au fost trei înfrângeri, cu toate cu 1-0. Da, iată tabloul complet și cu rezultatele complete. Toate meciurile s-au jucat astăzi. 14 a fost ora oficială. Interesant la buftea cu Chimia Brazi, 4-0 pentru oaspeți. În rest a fost etapa gazelor. Concordia 2 a bătut pe Clopen cu 2-1. Compet iarăși 3-1 cu Titu. Mihăile și Filipește Pădure 3-1 respectiv 1-0. Alexandria a încheiat așa cum prezentam. Nu a câștigat. Alexandria a încheiat turul cu săptămâna mai devreme. Pentru că Atletic Fien s-a retras din campionat acum și nu multe, multe etape. Nu, pentru că dacă se retrag în cursul turului, practic rezultatele se anulează. La linia de clasament vom vedea acum graficul 2 cu clasamentul Ligii a 3-a. La linia de clasament este 0 în dreptul echipelor retrase. Dacă se retrag din apucă să joace primul meci din retur, da, atunci se pierde jocurile cu 3-0. Interesant așa clasamentul pentru că avem o surpriză în front. Titu este liderul și campiona de toamnă, 28 de puncte. Braziul vine interesant pe locul 2 cu 27 de puncte la egalitate cu Buftea. Va fi bătălia mare, mare de tot acolo și Competul Ploiești nu trebuie uitată, nu trebuie scoasă din calcule, 21 de puncte. Va fi foarte interesant pentru că Braziul are potență financiară. S-a bătut campionatul trecut cu Chindia Târgoviște, echipa lui Gică Popescu și a lui Ion Crăciunescu, până în ultima etapă când s-a tranșat calificarea în meci direct. Turistul, greu de tot să mai speră la promovare cu 17 puncte față de 21 puncte. Se recuperează 11 puncte și, mă rog, sunt deja 7 echipe în față, adică nu sunt de exemplu. Și se chinuie, tot schimbă echipa, i-am văzut și eu azi. A fost la meci? Am fost, da, prima repriză. S-a marcat golul minutul 40, Luca a fost marcator. Da, s-a văzut diferența între Glinceni și, și Turis. Da. Am atacat mult, dar nu s-a concretizat. În schimb, Glinceni a ajuns la poartă, au dat gol. Foarte ușor. Da. Și mă înțeles că Țiții Dumitriu, chiar l-am văzut, era în tribună, nu Țiții Dumitriu, antrenor la Glinceni. Da, da, da. S-a citat foarte mult, așa cum știe toată lumea. Da, da, da. Se vede totuși o diferență, cu toate că și Dunărea Turistul Măgurele sunt numai de la București, dar nu, încă nu, nu. Alexandria pe locul 11, primul loc sub linie, dacă nu greșim, 15 puncte. Parcurs destul de bun, pentru că se poate ataca, se poate ataca obiectivul, în sensul că se poate salva de la retrogradare. Mă rog, și nu e diferența mare, sunt două puncte în încă 13 meciuri în retur, dar poate să mai retrag echipe, de ce nu, pentru că e foarte greu. E un loc mincinos pentru Alexandria, are echipă mai bună, nu poate să urce mai sus. Alexandria a bătut la turnul Măgurele. Nu, a făcut 2-2. Meci egal. Au condus cu 2-0 și au fost egal. Da, Alexandria poate să mai urce în retur. Da, oricum au meciuri destul de accesibile așa pe în comparație cu Turistul, care toate derbiurile le are în deplasare. Echipa, da. Și cu Compet joacă în deplasare, nu că acum tot în deplasare joacă cu Compet, Titul în deplasare, plus Buftea în deplasare, plus toate aceste jocuri pe care în tur le-au disputat acasă și au făcut egaluri. Să vedem graficul cu numărul 3, etapa 14-a din Liga 4-a, penultima rundă din campionatul județean din să zicem așa campionatul Fanion al județului Telorman. Meciuri destul de interesante sunt în această etapă cu numărul 14. Roșiori, Steaua Spătărei, Voința Seriale Talpa, Petrol cu NCSS Alexandria, Udineze, Metalul Frăsent, Pami Mai, liderul, joacă cu Duna Zimce acasă, Ajax Botoraga, Unirea Țigănești, Tereș, meci de văzut, Viața Nouă cu Poporoschia și Metalul Peretul Rapid Buzescu. Cred că voi merge acolo la Peretul cu Buzescu, pentru că mi se pare foarte fain. Deci e derby local, așa, și cu multe conotații. Multe ambiții. Deci, da, de văzut. Așa, deci să le luăm pe rând, să dăm și, dacă doriți, câteva pronosticuri. Roșiori cu Steaua Spătărei. E unul solist, nu se pune problema. Noastră, domnule, unul solist, da. Saele cu Flacăra Talpa. Unul solist.
Petrolul cu NCSS Alexandra, aici e meci de aici e meci iar de interesant. Ambele echipe sunt 1x2. 1x2, nu se poate spune nimic aici. Iarăși meci foarte, foarte interesant. Udineze Clococeu, Metalul Fresnet. Udineze foarte greu pierde puncte acasă. Da. Da, deci foarte puternică echipa pe teren propriu. Metalul Fresnet vine după meciuri bune. Chiar dacă, mă rog, s-a întors rezultatul la Saele, au câștigat pe teren acolo. Apoi au făcut scorul campionatului cu Poeni 11-0. Iarăși de meci un meci de X2. Da. Și aici tot la fel, X2. Pami mai vine. Bine, eu merg unul solist, că am și eu 3 jucători la UDA și vreau să câștige UDA. Și eu 3 la Frăsineț. Da, iarăși, deci vă să confruntați. Da. Pami mai vine de Dunărea Zimnici. E 1-1. Nu pierde Videla acasă. Nu, dar au echipă, după câte se vede. Au cam bătut peste tot. Ajax Botoraga Unirea Țiganești. Să sperăm la fel, se joacă X2. La Valea Cireșului, na. Da, să sperăm un X2 acolo. Da, un X2, da. Metalul Pretul cu Rapid Buzescu aici iarăși. Ei, deci care rezultat. Deci da, Peretul, nu, cred că dacă să aprofundăm, Peretul sigur marchează, deci eu pe asta aș merge. E un meci de băgat la pariu, la case de pariu. Nu, Peretul are cel mai bun atac și, mă rog, Buzescu nu prea stă, așa să zic, bine în apărare și acasă mai primește goluri destul de ușor. Nu văd de ce n-ar face un deplasare de asta merg. Da. Peretul sigur marchează. Și, în fine, Olteni cu Spic Poporoschi. Poporoschi e la fel, un campionat foarte bun. Echipă slavă, da. Și aici se poate da, Olteniu produce o surpriză. A luat gura de oxigen cu Peretu în 6-2 etapa trecută și au mai revenit așa. Deci, da, au mers bine cu Peretu. Da. Bun, haideți să vedem și graficul 4 pregătit în această seară. Clasamentul Ligii a 4-a, clasamentul la zi. Pamea Videle lider cu 37 de puncte, Olten pe locul 2 cu 25, la egalitate cu Rapid Buzescu cu tot cu 25, deși deja sunt 12 puncte între locul 1 și locul 2. Cam decis să lupta de la titlu, nu? S-a cam decis. Campionat de toamnă, da, spuneți. Eu de ce știam că locul 2 e Metalul Frăsinet? Nu. Au fost până acum câteva etape Metalul Frăsinet. Nu cumva le-au luat punctele de la Saele? Ba da, păi tocmai de asta. Și a fost până acum câteva. Oricum nu era pe locul 2, nu avea cum. Ba da, nu, erau pe locul 4 în cel mai rău caz dacă nu le luau punctele, Metalul în contestație. Frăsinet? Da, în cel mai rău caz pe locul 4. Nu știu 22-25, erau acolo cu Olteni și cu Rapid Buzescu dacă nu le luau punctele, dar așa au pierdut punctele și au urcat Voința Săile pe locul 6 cu 22 de puncte. Iarăși Săile au revenit acolo unde cred eu că e locul. Și clasamentul parcă așa strâns e Spic Poporoschi, Unirea Țigănești, iarăși Uda Clococeu. Da, la locul 2 până la locul 8 sunt toate acolo apropiate. Exact, Dacă s-a desprins Videle. Dacă n-ar fi Pamimai care să fie ucis la titlu, cred că a fost un campionat foarte, foarte puternic. Bătaia mare acum la Liga cu toate că am înțeles că Pamimaiu nu are drept de promovare. Haideți, nu aruncați bomba acum. Ba nu, nu e adevărat. Nu, e echipă nouă. Nu are ce să nu. E echipă nouă înființată, nu? Da, asta așa se cum știe. Cum a ajuns în divizia de echipă nouă înființată? În locul echipei Petrolul 2 Videle. A preluat palmaresul, probabil, echipei. Nu, n-a fost nicio preluare de palmares. N-a avea că preluat și datoriile. Da, corect. Aici așa este, a fost întreaga discuție în vară. Dar nu știu exact regulamentul, la câți ani, normal trebuie să fie 3 ani, nu? Da. Deci 3 ani. Și să n-aibă drept de promovare timp de 3 ani? Noi așa am înțeles după regulament, dar nu se știe totuși. Dar nu ar trage de locul 1 sau cineva i-ar pune în temă. Exact, adică nu s-ar fi apucat în greșe oameni la un proiect de slamicios ca au și echipa a doua în seria, în Liga a 6-a, pe primul loc, care vor să o promoveze, să facă și o echipă de juniori. Deja au înscris echipele, mă rog, antrenorul domnul Burcea, echipele în campionatele de juniori C. Deci, da. Dar ce știu, dacă dumneavoastră așa aveți informații, acum rămâne de văzut să mai primăvară, să vedem ce se va întâmpla totuși. Pentru că așa era și discuția că preluarea locului indicapat și până a preluat, deci nu a fost nicio problemă. Haideți să vedem graficul 5 din această seară, să vedem clasamentul seriei 1 din Liga a 5-a. Da, mergem în ordine. Am ajuns și la noi. Ce se vârtoape pe locul 2 cu 25 de puncte, Iorom Moșteni
este pe primul loc cu 22 de puncte. Ați învins pe Moșteni, ați mai recuperat din diferență. Erau 6 puncte înaintea etapei precedente. Și acum... Ne-a dat speranțe. Da, da. Ultimul și rezultat. Cine știe, pentru că sunt 3 puncte în 2 meciuri, e 2 etape, se pot recupera. Au și meciurile foarte grele cu Real Beuca și Flacăra Călinești, care sunt echipe. 3-4, le vedem în clasament. Da. Deci meciuri tari. Și Vârtoape mai are, așa cum am spus, cu Călinești și cu Băbăiță. Flacăra Călinești și Băbăiță. Da, deci meciuri accesibile, accesibil, în afară de Călinești, care e pe locul 4. Și are și 21 de puncte. Mă rog, va fi de văzut bătălia în acest final de tur. Să vedem graficul 6, seria 2, clasamentul în seria 2 din Liga a 5-a. Implicat aici este FC Traian, 27 de puncte, la 4 lungi în distanță de CSN Anov, cu care are 31 de puncte. Am uit pe gol averaj, aveți stația destul de aproape. Anovul are 48-13, Traianul 46-14. Da. Deci vă mențineți bine. Va fi iarăși de văzut, dar de la primăvara viitoare, anul viitor, meciul de la Traian. Va fi o competiție tare de tot. Și cu Vitenești, și cu... Așa a fost și anul trecut, seria asta noastră. Nu știu, am înțeles că dincolo sunteți câteva echipe așa, două, trei echipe, care în restul așa mai slăbuțe, da, slăbuțe. Nu avem. Aici, uite, până la tineretul Suhaia, care chiar și frumoasa, care e duminică de duminică, are câte 5 jucători de la Zimicea. Vișoara a avut echipă bună și are în continuare, se joacă. Da, e strânsă, foarte, strânsă foarte strâns va fi. Da. Haideți să vedem în continuare graficele 7 și 8 în cuplaj. Am luat rezultatele înregistrate în etapa 3-a a Cupei României, faza județeană. A fost practic ultimele meciuri de Cupa României din acest an. De la primăvară se va relua competiția și vor intra în scenă și echipele de Liga 4. Și am observat din toate acestea, vom vedea pe grafic o singură neprezentare. În schimb, acestea sunt rezultatele. Pamimai, Atletico Sârbeni, Găleteni, Cernetu și Gloria Mereșan s-au calificat mai departe. Următorul grafic al 8-lea completează practic tabloul. Iată, Cetatea Turnul Mogurele, Recolta Copăceancă, Unirea Tătărești de Sus, Avântul Pragadiru, Spicul Bala și ASV Ișoara s-au calificat și ele mai departe. Spuneam de o neprezentare, Recolta Izvoarele nu s-a prezentat la Avântul Pragadiru. Da. Dar totuși și pentru această fază și asta, eu spun că este destul de bine faptul că decât o singură neprezentare. Mă gândesc aici la sezoanele trecute când chiar nu se prezentă masă, exact. Și această competiție era tratată cu dezinteres. Păi, avem probleme în campionat. O neprezentare în Cupa Telormanu, nu știu dacă greșesc, dar te penalizează în campionat și nu știu dacă îți convine să nu... E un fel obligatorie, Cupa Romei, competiție oficială, deci nu e ca în Cupa Telormanu, e o competiție oficială și cred că, nu știu dacă greșesc, dar sigur... Ți-a 3 puncte din campionat, nu știu, e ceva care... Nu, cred că e de punctare, dar totuși se... Sau amendă, nu știu, e competiție oficială și probabil că îți faci socoteala. Mai bine mergi la meci decât să plătești o amendă care... Da, și tot nu acolo, cheltuiala tot cam aia e și... Mai bine mergi la meci. Faci un meci de pregătire, mai vezi băieții... Așa este. Bun, să încheiem această ediție cu sporturile care vor avea loc în weekend. Avem basket și handbal ca de obicei. Basket, în schimb, față de handbal avem în deplasare. BC Telorman Alexandria joacă la Sportul Studențesc mâine de la ora 16. Vom aștepta cu multă siguranță o nouă victorie a echipei alexandrene. Handbalul, vedem acum graficul 9, pregătit ultimul din această seară. HT Alexandria joacă acasă cu LPS Piatra Neamț. Va fi un meci de care pe care, pentru că nici nemțenii, nici moldovenii nu sunt o echipă prea de speriat. Astfel că așteptăm o nouă victorie, a doua victorie din campionat și a doua victorie de acasă a băieților pregătiți de Constantin Toma. Acesta este tabloul complet al etapei a 11-a din seria A
a diviziei A de handbal masculin, se numește divizia pentru că prima e liga a doua, divizia a doua, prima liga este doua. Liga Națională. Da. Da, meciuri, eu spun, de văzut pentru amatori și pentru împătimiți, dar ținând cont de faptul că acest campionat s-a divizat în două serii A și B, Estul cu Vestul, la fel ca în Liga a doua de fotbal, e mai greu de mers față de sezonul trecut. Bun, haideți să ne pregătim să încheiem și ediția. La ce vă așteptați pentru acest sfârșit de an? O întrebare așa ca de final. Noi ne așteptăm la locul 2. Cel puțin, nu cred că putem pierde, chiar dacă mergem la Vitănești și pierdem meciul, avem meciul de acasă cu Suhaia, care cred eu că nu pot pierde și tot rămân la două puncte, închei anul pe locul 2, cu speranțe anul să promovez. Vă mulțumim că v-ați îndreptat atenția și către Liga 5-a, pentru că și de aici, uite, de la noi pleacă mulți, de la seriile astea, Liga 5-a pleacă spre Liga 4-a mulți fotbaliști. Și noi îi pregătim, ajung acolo, joacă, sunt... Și era necesar să cineva să se îndrepte și către Liga 5-a. Și noi vă mulțumim că în felul ăsta poate s-a auzit și de Liga 5-a. Facem un fel de propagandă. Da, și sportului în general și... fotbalului și la Liga 5 asta care v-am spus, lumea să uită mai puțin, dar sunt 28 de echipe în județ, sunt destule, 28 de echipe, deci sunt 28 de localități care practică fotbalul. Și da, bine că un lucru frumos. Ați făcut un lucru extraordinar. Da. Dumnezeu Gărdoc, dumneavoastră? Noi sperăm să atacăm locul 1. În viitor. Deci vreți titlul oficial. Cu ardoare sperăm să ajungem pe primul loc până la sfârșitul turului și în retur să o luăm de la capăt. Da, să vă mențineți în frunte, pentru că știți cum e o lege nescrisă și în viață. E ușor să ajungi acolo în frunte, dar mai greu să te menții. Da. Noi sperăm că ne menținem. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă urez mult succes pentru mai târziu și să obțineți ceea ce doriți, mai ales în condițiile în care vom promova, poate ne mai invitați odată. Da, cum o să nu? Numai atunci când când vom promova. Avem pregătite edițiile speciale. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această seară și până data viitoare vă urez numai bine. Mulțumim.